Dragilor, astăzi vorbim despre Anic de Suzenel și despre noua ei carte publicată în cadrul colecției Arhetip din portofoliul editurii Herald, Marea Întoarcere, iată după simbolismul corpului uman, apare această carte superbă, Marea Întoarcere de curând, câteva săptămâni în urma Nic de Suzenel, a împlinit frumoasa și venerabilă vârstă de 99 de ani. Și iată, vorbim despre cartea ei, Marea Întoarcere, alături de noi, e un prieten foarte drag, îi mulțumesc din suflet pentru că ne onorează cu prezența în acest material video. Este vorba despre profesor Matei Georgescu, profesor universitar, doctor la Facultatea de Psihologie a Universității Spiru Haret, psihoterapeut și vorbim, cum spuneam puțin mai devreme, despre Marea Întoarcere. Anic de Suzenel, pentru noastră cititori, dragi cititori, Anide Suzenel, născută în 1922, a studiat inițial matematică, apoi științele medicale, profesând un timp îndelungat ca asistentă medicală anestezistă. Ulterior a devenit psihoterapeut, s-a dedicat în timp studiului teologiei și s-a convertit de la catolicism la ortodoxie, rămânând deschisă și față de alte căi spirituale de realizare a sinelui. Și aș începe Aș începe discuția, discuția noastră de, pe marginea personalității lui Anit de Suzenel, dar și a cărții Marea Întoarcere De la un capitol al lucrării, este vorba despre ultimul capitol al cărții Marea Întoarcere Care vine cu o interpretare simbolică a contextului pandemic în care noi ne aflăm pe care îl trăim de mai bine de un an și jumătate încoace, la nivel global, care face apel la o trezire spirituală. Și în alte materiale video în ultimul an și jumătate am mai abordat, am mai atins acest subiect al unei treziri spirituale de care noi cu toții avem nevoie. Prin necunoașterea legilor ontologice umanitatea se află pe marginea prăpastiei, așa cum în luna a șaptea fătul se întoarce în pântecele mamei sale pentru a se pregăti să iasă la o nouă viață, tot astfel umanitatea ar trebui să reflecteze asupra necesității unei mari schimbări. Și aș porni discuția noastră de la această idee. Matei. Mulțumesc, dragă Sorin, și mulțumesc că sunt din nou în proximitatea voastră cât se poate și în, prin această înregistrare. E o, un bun început pentru că avem nevoie de o hartă ontologică măcar, că noi suntem cu hărțile și cu explicațiile și cu detașarea și cu conduita analitică. Vizita teritoriului, știi apropo de Horeca și de turism, mai greu să ajungi în experiență Anic este o, o, o experiențială și ne invită, inclusiv simbolismul corpului. Știi? Corpul este în psihoterapie uh, deseori secundarizat, ca să spun așa. De la corp la simbol, să, să ieși în forme de elevație. Însă, memoria corporală și revenirea în experiența corporală primitivă este fabuloasă. Simbolismul corp corpului uman e o carte deosebită care pune problema. Noi suntem întregul univers, de la vârful muntelui la abis și uh, suntem în, în această uh, întrupare circulară a fiecărui uh, nu știu, ciclu al vieții noastre, în fiecare zi soarele apune din, 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 vârf către abis și e noaptea întunecată și revine. Corpul nostru vorbește, dar noi suntem surzi. Mergând mai departe, lumea aceasta are o alcătuire matricială, dacă vrei, holografică, fractală, este o ordine, o ordine uh, potențială care se manifestă în, în, în permanență actualizat și potențializat. Iar Anic vorbește și ne, ne, ne introduce în acest univers care este complet, este un, un spațiu sacru. Nu poți să separ lucrurile, nu poți să înnebunești într-o parte fără să. Generez efecte în altă parte, efectul fluture. Această uh, interexistență matricială care are o rezonanță, în primul rând, corporală. Orice fenomen corporal schimbă sistemul minte-corp și generează efecte psihice și invers. Orice gând, orice... Însă noi ne-am pierdut, cum să zic, senzorii noștri sunt destul de murdăriți de valorile hiperexcitative, știi, ale... Că vedeam unul pe stradă, știi, mergea așa cu ăla și s-a dat cu capul. Ea se scoate ochii. Pentru că norm... e ca și cum, numai din, această cum de viață pe care l-am adus, hiperexcitația telefonului și felul în care noi ne ne echilibrăm, compensăm cu, cu aceste valori hiperexcitative, ne obnubilează și ne rupe din mediu, și atunci noi nu mai avem capacitatea să ne realizăm statutul nostru ontologic. Adică, integrați într-o matrice continuă universală în care orice gest influențează întregul univers. Și cu atât mai mult legat de, de, pandemie, știi, această perspectivă de ființe interferențiale, de câmp, generând efecte de câmp, postmodernitatea hiperfracționantă, o lume îmbucătățită, spartă, spartă, spartă în bucăți, greu de pus în, în, împreună și de asamblat. Așa, asta am ajuns. Care e antidotul? Uite, de exemplu, să încercăm să, care poate, să se cupleze la marea, uh, marea întoarcere, la acest uh, sim, sim, simbolism, ne-am pierdut simbolurile, ne-am pierdut portalurile către Realitatea Profundă. Și avem unele, cum să zic, filmele hollywoodiene. Au aici câte ceva din uh, mitologia veche, însă nu suficient se vede ca să ne reconectăm. Cine are șansă să se reconecteze cu uh, Anic de Suzenel care este, o așa o simt, pare un fel de isihastă. Este o mistică aproape, o, o persoană cu capacitate de priză experiențială directă și profundă. Nu întâmplător întâlnirile ei cu... Mari trăitori, nu numai din România, ai, ai creștinismului. În zona aceasta a misticii, tuturor tradițiilor, oamenii se simt, se înțeleg, realizează ceea ce suntem. Probabil că limbajele diferite la nivelul teologilor diferă. Și de aici se creează, cum să zic, oarece, forme sectariene de, de raportare, dar filonul acesta pe care el propune, este cu necesitate vindecător. Ea e un psihoterapeut și iată, cărțile ei ajută și, nu știu, haideți că am, cum să zic, am navigat așa teoretic destul. Hai să vă propun acum, de exemplu, un scurt pasaj. Zice, îl găsim în carte și aici, de fapt, este sunt niște idei pe care sunt reprezentate din și din alte lucrări ale ei. Spune așa: orice ființă umană este bărbătească atunci când își amintește de imensul potențial din care e alcătuit în adâncurile sale. Acest potențial, însă, este anumit Adamach. Este mama adâncurilor, polul feminin. Și am vrut să aduc acest pasaj pentru că îndelnicirea cu mama adâncurilor nu este frecventă, ba din Noi suntem acum în contact cu, cu tatăl superfici, superficiilor, cu tatăl, cum să spun, vitrinei, nu cu mama adâncurilor. Știu că ai și ai pregătite și niște imagini. Da, da. Eva, născută din coasta lui Adam, de fapt, această dimensiune feminină din noi. Și fiecare pricepe acum din ce înseamnă feminin, cât poate și cât a ajuns în, în propria lui ființă. Femeia este primul obiect, să spunem. Este prima interfață în raport cu o realitate indescriptibilă, realul. În fața realului, în care suntem acum cu toții imersați, ca să putem să uh, îl facem inteligibil, îl fracționăm și îl decupăm în, în bucățele pe care le, apoi le conservăm prin cuvinte. Însă, realitatea nu arată așa, evident, la nivel profund, noi ca să observatorul, ca să poată să o facă inteligibilă. O decupează și apoi o observă în timp și în spațiu într-o formă de cauzalitate liniară. Aceste lucruri însă nu au o relevanță decât adaptativă. Mai mult, aceste lucruri, obiecte pe care le, le denumim ca atare, au în primul rând o valoare instrumentală. Sunt Obiecte înzestrate cu un scop, teleologice, să spunem. Și asta este un alt lucru fantastic. Noi vedem lumea asta, de exemplu, ăsta este mouse. Și am nevoie de el pentru că îl folosesc cumva. Totul are un scop. Iar noi suntem ființe care, de asemenea, avem nevoie de un sens și de un scop. În afara căruia nu putem să decriptăm realul. Adică de ce? De ce există? De ce e ceva în loc de nimic? Pentru că, cu toate că realul pe fond, poate că, apropo de arhetipul sensului, nu are niciun sens fundamental. Noi suntem cei care generăm sensuri. E, cartea și uh, toată opera uh, lui Anic de Suzenel este una care cred că navighează în jurul acestei discuții. Realul, deci, și apoi... Și dăm acum doar acest crâmpei din cartea ei, mă rog, în, în, în lectura mea, feminitatea. Prima învelopă în fața acestei realități, ireprezentabile și incognoscibile, ține de feminin. Avem aici o reprezentare medievală a Madonei și vedem că, Înăuntru femei, apropo de deschiderea aceasta, open Madonna, e deschisă, înăuntru ei uh, vedem că există uh, masculinitatea. Este invers, vedeți? Nu femeia e, e în Adam născută, ci invers. Uh, tatăl, paternitatea, nu știu, este internă a învelopei feminine. Pentru că tatăl intervine în, în evoluție ulterior. Și apoi, în centru, suntem noi. Ființe cristice, cumva răstignite în existență, și aici e o metaforă. Apropo de ce metaforă, ce simbol mai este viu, fiecare cu portalurile lui. Însă, ceea ce am vrut să aduc aici este această constatare fantastică, cum că feminitatea, ca primă anvelopă în fața realului. Este un spațiu foarte puțin atins de noi în modernitate, pentru că feminitatea înseamnă receptivitate, înseamnă un spațiu semicunoscut, abscons, apropo de latura întunecată deseori, latura mai greu de cunoscut, dimensiunea aceasta și flexibilă, receptivă, care lasă lucrurile să se întâmple. Noi nu mai lăsăm lucrurile să se întâmple, ci avem nevoie să controlăm în ghilimele, că nu controlăm și că suntem în definitiv doar niște speriați de conjunctură ai unor timpuri de o efervescență intolerabilă, asta este altceva. Ne agățăm, probabil, de Scaunele, de fotoliile vieții noastre și le strângem cu putere, considerând că măcar așa am putea să ne orientăm destinul cumva, nici pe departe. Dimensiunea aceasta feminină, profundă, care uh, se află în noi și care este reprimată, este corelată ființei noastre autentice, care este și o ființă aflată în suferință. Apropo de Madonna, hai să ne gândim tot în zona aceasta creștină, la Pieta. La Pieta este superba sculptură în care uh, Madonna își ține în brațe uh, un Isus care a fost bagiocorit și răstignit. Ce simte acea femeie atunci? Câtă neputință poate să ducă? Ea și, de asemenea, în primul rând, Isus, noi nu mai avem experiența aceasta, acceptarea dimensiunii umane în zonele ei întunecate. Toate emoțiile, așa zis, negative, sunt obiectul psihologilor pozitive și sunt obiectul izgonirilor. Izgonirea, țapul ispășitor. E ca și cum toate emoțiile negative și necuratul n-au ce căuta în viața noastră. Ori, emoțiile negative devin necurate cu măsura în care noi nu le putem trăi. Este extrem de simplu și revenim la simbolismul corpului. În măsura în care îți cunoști corpul, simbol, fiecare parte a corpului tău devine un portal care să-ți vorbească. E un simbol viu, întrupat. Imitarea lui Isus. Asta înseamnă trăire, ori experiența este în, în deficit, pentru că, odată ce s-a desacralizat prin moartea, sau prin, cum să spun, um, reducerea dimensiunii simbolice a, a vieții noastre, pe, pe aceiași, cu aceeași măsură uh, au început să se ferici, să se, să se închidă porțile către ființa noastră profundă, și apoi forțe întunecate, reprimate ies cu o putere irepresibilă și ne fac absolut rău. Pentru că apropo de destructivitate și de ceea ce se întâmplă acum, numai un om care este capabil în a-și um, tolera fundamental și a-și a -a intra în contact cu dimensiuni de sale întunecate care sunt exilate, doar atunci fiind în contact cu ele Forța acestora scade și, dacă scade, probabilitatea ca acea persoană să devină un agresor de serviciu este mult mai mică. Ce vedem în lumea de, de astăzi? Vedem oameni care acuză din ce în ce mai, mai mult și mai. Vedem oameni care uh, sunt separați și, uite, uh, din facerea, din geneză, că toți suntem în zona aceasta scumpă lui Anigliu Suzenel. Cum l-a făcut Dumnezeu pe om? A, a adunat clisă, pământ. A adunat bucăți de pământ. da, A adunat. Și apoi a suflat pe ele. Noi nu sunt, mai suntem capabili de acest gest uh, al facerii. Nu mai putem să punem împreună bucățelele, sparte ale lumii, sub auspiciile unui principiu, unui, unui principiu transcendent. Practic s-a pierdut. Fără un principiu transcendent, nu poți să pui împreună lucrurile, nu poți să pui împreună bucățile acestei lumi. Lumea devine atunci o lume de fragmente în care tu nu ai legătură cu mine și atunci eu te pot acuza. Este expresia unei realități fragmentate interne. De aici până la locuind un spațiu sacru în care întâlnirea noastră este o întâlnire precum un serviciu religios. Pentru că propunerea ta, cartea aceasta care ne-a adunat astăzi și poate ceea ce spun eu, au o valoare inițiatică. Și cineva poate să spună, se sumețește uh, individul ăsta, spune acum că e mare inițial și că suntem elita care auzea aia, își vinde marfa, nu? Poate, poate, nu știu. Însă nu cred că mai avem timp să ne prostim și să ne jucăm de anarcisicii irecuperabili. Nu mai avem timp apropo de sfârșitul timpurilor și pentru că ne datorăm nouă o formă de onestitate, măcar. Cu cât te pui mai jos, revenim la feminitatea receptivă și la dimensiunea aceasta pierdută din nou. Cu atât cunoașterea ta e de mai de sus, pentru că nu mai cunoașterea ta, devii un canal și un, un fel de, um, de transmițător al unei... Uh, cunoașteri de dincolo, de dincolo de noi. Viața ei a fost marcată și de întâlniri stranii. S-a spus, du-te acolo și o să întâlnești pe cineva care o să să-ți să schimbe viața etc. Cine mai se lasă în voia unor împrejurări iraționale? Împrejurările iraționale însă, odată ce sunt asamblate, și facem asta în retrospect uneori, ne dau măsura unei inteligențe, dacă vreți, destinale a unei forțe care este dincolo de voința pozitivă, cap, capabilă, de care eu nostru <coughs> consider că beneficiază. E de dincolo. Zmerenia atunci se impune și revin la, cu zmerenie, să spun așa, la faptul că orice întâlnire umană are un scop și este atunci... Inteligibilă prin acest scop, și că scopul este intrinsec realității din geneza luminoastră până în acest moment. Dacă am putea să realizăm, precum a reușit, sunt convins, <coughs> Anic de Suzenel, și cu o viață de și 99 de ani, adică sistemul a dus-o, Adică, uite-te și la cine vorbește, cum vorbește. Și apropo de tusea mea acum, <coughs> iată aici, cum să zic, vorbim de inițieri și ăsta e la, la limită să, să se ducă la terapia intensivă cu COVID, știi? Nu, no, se pare că nu-i COVID, ceea ce e straniu, știi, că trebuie toți acum să fim sub incidența măștii de oxigen, că izoleta, cum era, plimbarea cu izoleta s-a dus, acum e cu masca de oxigen. Da. Bun, astea sunt limitele, limitele umane. Chestiunea și cum navighezi prin ele. Dar iată, să trăiască 99 de ani, o viață împlinită, cu întâlniri mari, o viață semnificativă. Asta este... Să atingem măcar cartea, știi, cumpărați cartea și atingeți-o, știi, <coughs> ca în templele zen. O frunzărești, nu o citești. Și când o atingi, poate te molipsești de ce... De, de... Nu știu, energia cărții, care este scrisă de un om pe care mi-a numit la autoactualizat, actualizat. Noi ne-am. Dimensiunea aceasta actuală a noastră acumul aici. Capacitatea de a, de a decripta acest univers. Nu știu, că mai aveam o imagine, de exemplu, aceasta. Știi, mergeți în biserici și faceți cum a făcut Anic. Uitați-vă și încercați să, să realizați că aici e un radar, un radar simbolic. Un radar simbolic sunt instrucțiuni de folosire ale vieții. Priviți și vedeți, dacă puteți să mai vedeți. Iată, reprezentările acestea ofidiene, șarpele care coboară și care este un factor de legătură, sunt și îngeri și demoni pe șarpe. Este o scară pe care se coboară și se urcă în același timp. Fiecare drac și păcat pe de-o parte poate să fie, uitați, un fel de virtute și un înger pe de altă parte. Pentru că realitatea este integrală, este întreagă, drac și înger în același timp. Că te întrebi, apropo de Iov, de ce Dumnezeu, ca să zic așa, a... a, a a jucat cum să se, se plictisea dracu cu Dumnezeu și să zică, uite, îl fac eu pe Iov să se revolte contra ta. De ce? Cum poți să accepti răul apropo de valoarea răului? E, răul este un, un, factor fundamental în individuare. Uitați aici cum se pică. De ce a permis Dumnezeu iadul? Deci uitați în sens orar, nu? Cum se cade, cazi din zona de sus, de elevație, în zonele de jos, Aici, în partea uh, dreaptă, să spunem, în partea aceasta dreaptă, avem uh, iadul în partea acea, cealaltă paradisul, cele două împreună. Și este un circuit cosmic în care cazi și te ridici. Și cazi și te ridici. Și asta este valabil nu numai în fiecare zi a noastră, ci uneori în, în micro întâmplările vieților noastre. Ieșim în trafic, cineva ne, ne, nu știu, ne, ne simțim agresați, atunci cădem în iad, iarăși. Uite aici, cădem efectiv la uh, omul ăsta, ca să zic, ca ființa asta, așa și uite cum ne ține, ne ține în lacă, ce ne putem smulge. Da? După care reușim să urcăm din nou, cumva, în formele de paradis și să ne regăsim, form, nu știu, idealul de noi înșine și să ne calmăm. Și asta într-un ciclu nesfârșit, ca o respirație. De iad, rai, iad, rai, cu fiecare inspirație care te inspiră, ajungi în, în paradis, și cu fiecare expirație care te expiră, ajungi în uh, iad. Astea sunt, asta ne spune Anic. Viața noastră este în mod real și întrupat compusă din acest tip de respirație. Căderea este necesară și este zilnică pentru urcare. Iar aici, nu știu, cu arborele cunoașterii și cu arborele vieții, unul fără altul, nu se. Nu, 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 se sunt în lumea aceasta duală. Ai nevoie de doi, doi arbori, nu? După cum ai nevoie de toate polarele, într-un joc nesfârșit. Și toți dorim la un moment dat să evadăm din acest joc. Nu că vin oameni la. la la preot sau la psihoterapeut și, Doamne, m-am săturat același lucru, același lucru, mă cert pe mine, cert pe alții, nu mai ies de aici. Și întrebare, de unde să ieși? De unde să ieșim? Că nu avem de unde să ieșim. Aici suntem cu toții. Doar să vedem această hartă, nu? Să vedem harta aceasta. Te uiți într-o biserică și vezi instrucțiuni de folosire. Iad și rai, și iad și rai, în fiecare zi, în permanență și suntem compuși din uh, aceste frământări, pentru că fiecare drac este o mișcare neacceptată și neprimită în noi, pentru că e prea mult, e prea mult în corpul nostru, în primul rând. Și corpul nostru țipă și atunci noi vrem să fugim de corpul nostru și să creează un drac, ca să zic așa. Și din ce în ce ne adâncim în dracul respectiv, dacă cineva nu vine și ne primește și ne spune asta ești tu, bun venit în lumea realului, bun venit în lumea unei vieți care cere anduranță și care uh, cere uh, foarte multă uh, perspectivă apropo de munte, nu? apropo de a ne uh, afla în, în vârful, în vârf de unde vezi, vezi bine. Însă unde este vârful, de fapt? Vârful vieții noastre? Unde este? Că noi uh, în orașe, ce să zic, că nu vedem niciun munte, nici pe departe. Am înțeles că în zilele senine, dar trebuie să fii la etajul 10, 15, să, să mai vezi munții. Exact. Mergem la munte ca să putem vedea mai departe. Nu e aici, ne-am pierdut de tenta. Vedem blocul de vis-a-vis -vis la 20 de metri dacă avem noroc. Atâta mai vedem în viață. Ce să mai vezi Dumnezei, zei, dragi și tot ce zic aici îngeri? Mare nevoie de spațiu, al iar cartea asta este un spațiu. Luați-vă cartea, mângâiați o vorba cuiva măcar, stați într-un colț și citiți când ăla din ea, măcar cu femeia care este adamah, și cu mama adâncurilor, și măcar de aici să, să ne întrebăm încotro navigăm și pentru ce și de ce. Toate valorile externe, care ai de plătit, rată și de nu știu, nu sunt răspunsuri. Valorile interne. Aici. Despre asta ne-am întâlnit, dragă Sorin, și probabil că deja ne-am pierdut probabil o bună parte din auditori, pentru că n-am vorbit de ultima promoție la Mol. Că vorba aia este Vinerea Neagră și Vinerea Neagră ne aruncă din nou în iad, în iadul pasiunii. Că și eu mi-aș dori. Și practic, al dependenței! Absolut. Da, da, dependențe. Dependența avem cu toții. E mai bine să, să, să fii dependent de cărțile editurii Herald, deși și asta e o dependență de care în timp să scap, dar decât să fii de, uh, dependent de alte lucruri mai puțin sănătoase pentru corpul nostru. Da. Dragii noștri, a fost astăzi alături de noi Matei Georgescu, profesor universitar, doctor la Facultatea de Psihologie a Universității Spiru Haret, psihoterapeut. Îi mulțumim foarte mult. Am vorbit pe marginea cărții Marea Întoarcere, genealogia lui Adam, simbol și interpretare pentru omul modern de Anic de Suzenel, o carte publicată în colecția Arhetipa Editurii Herald, în traducerea lui Mihai Laurențiu Gânș. Îi mulțumim foarte mult lui Matei Georgescu, dragii noștri, cu recomandarea pe care a făcut-o puțin mai devreme Matei, aceea de a citi această carte, cu același mesaj închis și, și eu acest material. Să aveți o zi frumoasă în continuare și lectură plăcută. La revedere, în mai bine!